Bună seara, dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă. În seara aceasta, o ediție care a fost sperată și cerută de foarte mulți prieteni ai televiziunii 6TV. Este vorba despre revenirea în studiourile noastre a domnului Daniel Mitel, profesor de meditație, maestru de meditație, care vă este cunoscut, ca să zic așa, din prima emisiune pe care a realizat-o împreună cu noi. Am să-ți spun bună seara, Daniel, bine ai revenit în emisiunea noastră și îți mulțumim foarte mult că ai acceptat, ai dat curs invitației. Mărturisesc că am avut ceva temeri în legătură cu emisiunea, a fost o problemă de timp, până la urmă de timing, orarul tău fiind foarte aglomerat, ai avut totuși bunăvoința să faci în așa fel încât să realizăm împreună a doua emisiune. Fiindcă am făcut prezentarea ta în prima emisiune pe care am realizat-o împreună, am să te rog pe tine de data aceasta să mai spui alte lucruri pe care le realizezi. Este vorba de seminariile pe care le predai și ce alte activități mai îndeplinești în perioada actuală, fiindcă ești un exemplu bun de urmat pentru mulți români. Mulțumesc mult, sunt fericit să fiu din nou aici și cred că și sunt convins că prima noastră discuție a avut un efect. Poți să fii sigur de asta? Aș putea spune că, în general, cum spunea un mare maestru zen, e bine să încercăm să nu facem nimic. În sensul nu că să nu producem nimic, dar să fim atât de detașați și de relaxați și să creăm din inimă. Și ajunge la faza aia în care nu faci tu ceva, ci ești în acel flux de energie și ceea ce aduci tu e o contribuție la oamenii din jur și la prietenii tăi și la studenții tăi în viața lor. Și atunci ești foarte mulțumit. Eu personal nu m-am văzut în viața mea ca un, să spun așa, un îndrumător spiritual sau un maestru spiritual. Iubesc să fac meditație. Aș sta în meditație 5, 6, 7 ore, da? Și întotdeauna, la fiecare întrebare, studenții mei avansați care mi-o pun: maestre, explică-ne ce și cum, le spun: meditează, meditează, meditează. Corect. Cu cât întreb mai mult, de fapt ego-ul întreabă, știi? De fapt toate răspunsurile sunt în inima ta și cu cât meditezi mai mult, ți se deschid ca și cum ca o floare care se deschide, începi să ai răspunsuri. Deci toate activitățile care le fac și seminariile care le predau și întâlnirile care le am, le fac, nu încerc să le programez în sensul să am o să spun așa, o ca în business, da? Să ai acolo un calculator. Încerc să mă las cu această energie nouă, feminină, și chiar se lucrează foarte bine câteodată. Te gândești că te duci la un seminar unde nimeni nu știe, nu înțelege și, de fapt, efectul este contrar. Toată lumea, ai ajuns acolo pentru un motiv și trebuie să schimbi ceva și chiar ai o mulțumire sufletească. Da. Totuși, hai să încercăm să punctăm câteva lucruri, câteva activități pe care le realizezi împreună cu alți mari maestri spirituale ai perioadei noastre, fiindcă chiar am avut o discuție interesantă înainte de emisiune. Trebuie să recunoaștem că mi-ai povestit câteva lucruri care m-au umplut de plăcere și uimire când le-am auzit. Da. Deci, adică ce activități desfășori în mod concret în ultima perioadă, fiindcă ești foarte modest, este adevărat, dar te provoc să spui aceste lucruri, fiindcă sunt foarte interesante pentru telespectatorii noștri. Deci vorbeam înainte de a începe emisiunea un subiect care
Mie chiar îmi place foarte mult. Sunt un mare amator de a medita în, să spunem, camera de întuneric. Și Jas Muhin. Sunt prieten foarte bun cu Jas Muhin și am fost de două ori în Thailanda, în acel dark room retreat. 10 zile stai în hotelul ăla în întuneric, fără mâncare, fără nimic. Te ajută foarte mult. Sunt ambasador al păcii în organizația lui Jas Muhin. Și vreau să vă spun că există un lucru foarte important în momentul în care meditezi în întuneric, care este legat de glanda pineală și te ajută mult să te duci în inimă și să vezi lumina reală, care nu produce nicio umbră, nimic, este o lumină care nu este polarizată. Și discutam despre mari maeștri din Columbia, Kogi, îi numim Mamas, care stau acolo. Am fost acum câțiva ani cu Drumvalo și am văzut în peșteri acolo, emit lumină și levitează și sunt așa de frumoși, au părul ăla negru și ochii aia strălucitori când se uită, sunt chiar frumoși, sunt acești mari maestri. Și acest Mamas, înainte de a deveni mare maestru, copil, ei știu când se naște, se aduce mama și copilul în peșteră acolo cu el și 9 ani mama și copilul stă în întuneric și copilul vede din inimă și mama învață să vadă din inimă. Deci mama ajunge și ea un mare maestru, apropo, care este foarte interesant. Foarte interesant, așa, da, într-adevăr. Și copilul când iese după 9 ani are o altă percepție. Eu când am ieșit după 10 zile din întuneric de la Jas Muhin și asta a fost o experiență, că am stat o lună în întuneric în Tibet, de fapt, dar aceste 10 zile, anul trecut și acum 2 ani, am fost de 2 ori, mă uitam la iarbă și vedeam parcă era o pastă de dinți verde, știi? M-am pus în genunchi și am atins, m-am uitat, am crezut că văd substanța verde și mă uitam, copacii parcă curgeau și mi-am amintit de experiența marilor maestri, Mamas, după ce iese din peșteră după 9 ani, acel copil vede lumea și rămâne pentru toată viața ca o energie. Te vede ca o energie. Știe exact, să spun, câți bani faci. Da, se da. Uită la tine și îți vede energia. Nu are nevoie să vorbească cu tine. E interesant cât de mult te ajută o simplă tehnică, știi? Stai în întuneric și te duce în inimă, știi? Și apropo, că vreau să spun ceva foarte interesant, am fost la Muntele Athos, care este iarăși ceva foarte interesant în Grecia, la Muntele Sfânt, și există o tehnică foarte importantă care vine din anul 1100. Așa. Și călugării își lasă, fac meditație acolo, își lasă bărbia în piept și se concentrează la buric. Uh-huh. Și stau în întuneric și scrie în filocalie. Scrie foarte, Sfântul Simeon a scris acolo. Te stai în întuneric, pui bărbia în piept și te duci ușor, ușor, încerci să vizualizezi unde e inima și te duci în inimă. Foarte interesant. Și deci și la noi, în sistemul nostru și grecii, sistemul de ortodoxie, da, sistemul grec este, să spunem, mama ortodoxiei, da? Sigur că da. Și deci, unul din cele mai mari sisteme meditative din lume, cu siguranță. Și acolo, pe Muntele Athos, la Muntele Sfânt, ei știu foarte bine că stau în întuneric, își pune bărbia în piept și se duce ușor în corp, își caută în acel întuneric, caută lumina din inimă, știi, ca să ajungă acolo și să vadă prin întuneric. Deci sunt sisteme foarte bune. Nu știu cum de-am ajuns de la subiectul care m-a întrebat la Muntele Athos, dar se pare că așa. Păi, se pare că inima este firul comun. Eu acum vreau să te incit cu un alt subiect care este foarte la modă în ultima vreme pe internet, și anume trecerea din a treia dimensiune în a patra dimensiune, așa numita ascensiune, înălțare, despre care se tot vorbește, și am putea aici să realizăm câteva clarificări. Și este bine să vină de la un om ca tine aceste lucruri, de la autoritatea poziției tale. Drumvalo Melchizedek a spus ceva foarte interesant. A spus că 90% ce este în internet este garbage. Garbage înseamnă gunoi. Da. Acum nu știu dacă chiar 90% din ceea ce este în internet este gunoi, dar pot să vă spun clar că am văzut
multe, multe, multe lucruri în YouTube și în alte programe care nu sunt reale. O groază întreagă de așa numiți maestri, să spunem. Ghilimelele clare, de rigoare. Da. Vorbesc că trecem în dimensiunea, ajungem într-a cincea, nici nu realizăm în primul rând dimensiunea noastră, a treia. Nici nu știm bine ce este în oceane. Nici nu realizăm bine dimensiunea a patra, care este dincolo de înțelegerea noastră. Și deja vorbim că ajungem în dimensiunea a cincea, a șasea și așa mai departe. Nici măcar nu putem concepe ce este dimensiunea a cincea. De aceea vă spun că când vedeți aceste afirmații și, în primul rând, nu decidem noi când trecem dintr-o dimensiune într-alta. Sigur că da. Acest corp, și scrie în toate, dacă citim cărțile sfinte, scrie acolo, din pământ vii, din pământ te duci. Da? Deci acest corp este dat de mama pământ. Și ca și cum am împrumuta un vehicol. Spiritul îți folosește. Sigur, deci noi, dacă lumea crede că eu sunt acest corp, vă înșelați amarnic. E ca și cum ai vedea o mașină și vezi șoferul și spui la șofer, tu ești această mașină. Da. Nu este adevărat. Șoferul este șofer, deci tu ești șoferul, spiritul, da? Folosește acest vehicol în această dimensiune și apoi te duci înapoi. Dacă nu-ți faci lecția, te întorci înapoi. E alt vehicul și așa mai departe. Și așa mai departe, da. Este un alt subiect mare. Dar ascensiunea nu noi o vom... Mama Pământ este ca un fel, hai să spunem, o navetă spațială. Și este ca o navetă spațială, da? Și orice și are viață Mama Pământ. Ca orice planetă ajunge la o Mama Pământ, iarăși Drumvala o Melchizedek de că a zis ceva drăguț, este ca un școlar, ca o fată care are 9 ani. Nu mai mult, 8 ani, 9 ani. Așa. Deci unde ești când ai 8 ani? Ești în clasa a doua, a treia, la școala ceva de genul primară, acesta, înțelege? Da. Asta este nivelul Mamei Pământ. E o fetiță. E o planetă foarte tânără în comparație cu alte sfere de lumină. Și discutăm de Sirius, de Arcturus, planete unde sunt entități puternice de lumină, care au milioane de ani. Nu noi. Noi trăim într-un corp organic care este de 70, 80, 90, 100 de ani, nu știu câți ani o să trăim, dar nu suntem corp non-organic, cum sunt entitățile de lumină care trăiesc 8, 9, 10 mii de ani, da? Și au un alt mod de a lucra, da? De aceea spun că când o să vedeți pe internet toate aceste declarații că vine sfârșitul lumii, apocalipsa, nu vă consumați, nu merită atenție, nu vă lăsați în această energie și amintiți-vă, aceste afirmații sunt ca să vă cultive fricile. Sigur. Deci trebuie neapărat detașați-vă, stați complet relaxați și Mama Pământ o să decidă și se pare că încă nu a decis, deși uitați-vă ce a spus Nostradamus, da? Care a spus că sfârșitul lumii 2012 și maiașii au spus același lucru și nu s-a întâmplat. Fiindcă Mama Pământ ne iubește prea mult. Nu poate să sacrifice... Poate că era limbaj simbolic, cumva? Simbolic, sigur că da, dar totuși la 21 decembrie 2012 s-a întâmplat ceva odată la 26.000 de ani, centrul galaxiei, soarele galactic, soarele nostru și cu centrul Pământului s-au aliniat pentru aproape 8 minute pe aceeași linie. Și am fost Sigur. Acolo, la Chichen Itza și în orașul când s-a întâmplat în 2012, da? În acele 7-8 minute există posibilitatea planeta noastră să treacă în altă dimensiune, dar nu s-a întâmplat. Deci, maiașii au văzut ceva, Nostradamus a văzut ceva, dar nu s-a întâmplat. Fiindcă nu noi decidem. Sigur, Mama da. Pământ a decis că nu vrea să sacrifice 6 miliarde, 900 de milioane de oameni care... În evoluție? Care sunt în evoluție și, să zicem, hai să zicem, 100 de milioane sunt gata. Nu a vrut să sacrifice. A vrut, ne mai ajută, ne mai ține. Cât? Asta depinde de noi. Depinde de noi nivelul nostru de conștiință. Nu întâmplător, e foarte păcat că s-a întâmplat atunci în 2012 ceva important. Am fost cu Drumvalo
Și am discutat cu cei de la Cirque du Soleil, trebuiau să aibă o emisiune în Chichen Itza, unde ar fi trebuit să fie 4 miliarde de oameni să o vadă. Și asta a fost visul maiașilor, da? Marele maestru Don Pedro Pablo Ciuca a zis, dacă pot să vorbesc cu o masă critică și să-i ajut să schimbe energia, să schimbare, da, pământul, mama pământ va urca ușor. Deci nimeni nu va suferi, dar nu s-a întâmplat. Nu, așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Până la urmă sunt treceri dintr-o etapă în alta. Da. Și orice trecere din aceasta presupune o inițiere și care trebuie înseamnă, să fim pregătiți, sigur. Da, și înseamnă moartea simbolică față de fosta condiție pe care ai avut-o. Așa și este. Renașterea în noua energie, cum se obișnuiește să se spună acum, și până la urmă acesta a fost tot. Sunt de acord, da. Tot procesul. Mai avem 2-3 minute din rubrica asta și aș vrea să discutăm puțin despre cum putem să lucrăm din inimă în timpul zilei. Fiindcă ai vorbit în precedenta emisiune despre lucrul cu inima. Cum putem lucra din inimă și cum putem să facem asta tot timpul? Adică să ne transformăm viața noastră într-o uriașă meditație. Este foarte ușor. Lumea crede că este foarte complicat. Și am fost atât de fericit să văd la științific Institutul HeartMath din California, da, care au demonstrat. În primul rând, când ești supărat, se produce o enzimă în corp, se duce în tot corpul, sânge și tot, și pentru 12 ore acest cortizon care se duce în tot corpul, pur și simplu te otrăvește, devii bolnav. Numai dacă ești supărat. Corect. Deci numai dacă ești supărat. Și ei au demonstrat și îmi pare rău că nu putem face demonstrația să vedeți cum îți pui acel instrument la ureche și îți citește inima. Da. Și nu mai am să spun, concentrează-te la inimă, respiră în inimă, ritmic, concentrează-te în inimă și ai să vezi deodată cum, când intenția ți este în zona inimii, deodată ai să simți căldura aici și ai să vezi pe ecranul calculatorului cum deja începi să produci unde alfa, care sunt undele de meditație. Deja sigur începe creierul și inima se conectează. Deci este foarte simplu. Pur și simplu, când ești supărat, nu mai te duci acolo și pentru câteva minute inspiri acolo în inimă și te concentrezi în zona inimii. Și inima știe ce are de făcut. Inima este inteligentă. Au descoperit, dacă poți să crezi, în inimă sunt acești neuroni cu sinapse ca în creier. Nu mulți, dar destul. Deci, să spunem, da, așa, în inimă avem un creier. În inimă, de fapt, avem un creier micuț. Inima, da, gândește. Dar au mai descoperit ceva chiar și mai important. Semnalele care le dă creierul către inimă sunt de 10 ori mai puțin puternice decât semnalul care creierul din inimă îl dă către creier. Deci, atenție, vă dați seama, câmpul magnetic al inimii și acel creier micuț cât de puternic este, dacă dă de 10 ori mai multe semnale către creier în sus decât primește. Da. Foarte interesant. Foarte interesant. Oricum, marii maestri spirituale ai omenirii spun că rădăcina minții este în inimă. Sigur. Adică până la urmă despre asta vorbim. Da, foarte frumos acest exercițiu, de fapt, pe care l-ai recomandat, că este o recomandare de exercițiu. Luăm acum o pauză, așa cum cere emisiunea și cu așa cum stă bine românilor să ia pauze lungi și dese, și revenim cu rubrica de terapii. Terapii pentru trup și suflet, alături de domnul Daniel Mitel, maestru de meditație.
Daniel, vreau să te întreb în acest moment despre sănătatea mentală. Cum facem să ne menținem ușor sănătatea mentală la rubrica de terapii? Ce rol are inima, meditația în acest proces? Cum scăpăm de depresii, probleme? Ca un caz particular al întrebării pe care tocmai ți-am adresat-o. Un student m-a întrebat recent în Canada să-i dau un sistem ca să dea pacea minții. Acum nu pot să cuvântul nu este corect. Mintea nu are pace. Deci sigur. Ori ești în minte, ori ești fără minte, în sensul. Deci noi avem undeva și au descoperit cei de la Harvard undeva la vreo 80.000 de gânduri pe zi. Corect. Dar mari maestri au descoperit că există un interval între fiecare gând. De fapt, meditația îți ajută să-ți mărească intervalul dintre gânduri, acel vid suprem, cum îl numesc mari maestri. Deci dacă am reușit cumva să mărim acel vid, acea pauză dintre gânduri și să fim fără gânduri mai mult, de fapt ce se întâmplă? În momentul ăla, practic, se deschide chakra coroanei aici, când ești în acel interval și energia îți vine este un tub pranic aici, în corp, fără să fie oprită. Gândurile produc o barieră. Și atunci sănătatea mentală, știu că sună ciudat, dar ar trebui să fie fără să te gândești. Sănătatea mentală vine de la starea de fără gânduri. Este foarte ușor de zis, dar foarte dificil de spus, fiindcă gândurile ți apar tot timpul. Chiar faptul că te gândești că nu gândești este un gând. Da, hai să punem problema în felul următor. Fiecare gând pe care îl gândim este o transă. Corect. De fapt, da? Fiecare emoție este o transă. E o transă care susține gândurile, care susține alte transe, da? Și îmi pun problema. Care ar fi, spre exemplu, starea noastră normală? Poți să definești normalul? Că e greu. Sigur. De definit. Normalul este o medie, de fapt, da? Există un zero emoțional? Există, da. Deci, și în ce sens? Starea normală este să fii în inimă. Punct. Exact. Deci, adică absența gândurilor, detașarea față de gânduri. Ai zis foarte bine. În inimă nu ai gânduri, ai imagini. Sigur. Inima îți dă imagini, creierul îți dă gânduri. Bineînțeles că o stare ideală ar fi o conectare a inimii cu creierul și atunci sigur. Ești în această dimensiune. Niciodată nu sfătuiesc studenții mei avansați să se izoleze, să stea numai în inimă, în acolo într-o peșteră și să uite despre lume. Nu. Adevăratul practicant de spiritualitate este acolo, în acel mall unde este foarte mii de oameni și zgomot, atunci te văd. Când te duci să cumperi pâine sau să cumperi biscuiți sau ce cumperi tu și atunci când împingi acel coș între mii de oameni, atunci te văd că meditezi. E aglomerație, atunci, da, este o coadă lungă la casă. Exact. Sau atunci, ai ieșit de acolo și ai lovit mașina. Exact. Atunci se vede starea meditativă. În Tibet mie mi-a fost foarte ușor. Când m-am dus în New York, s-a schimbat foaia. Și este foarte clar. Inima este iubire necondiționată, creierul este frică, ego, da? Acum, bineînțeles că dacă reușești să le conectezi și asta ar fi ideal, trăiești aici, acum, între oameni din jurul tău și ești fericit. Ești la ce vorbeam data trecută, la starea aia de observator, da? De martor. Sunt multe terapii să te duci în inimă. Sunt meditații, sunt exerciții. Bine, asta e foarte frumos. Și toți marii maestri, mai devreme sau mai târziu, când te văd că ești pregătit să te duci în inimă, te ajută să te duci în inimă, da? Există posibilitatea să stai lângă un mare maestru și vezi cazul lui Ananda, care a stat lângă Buddha 40 de ani, da? Săracul Ananda a stat lângă Buddha 40 de ani și nu a reușit să se ilumineze, ceea ce a fost șocant. Și a fost o chestie drăguță, fiindcă a venit, de exemplu, o persoană la Buddha, Mahavir, și Buddha i-a pus mâna pe cap la această persoană și acest
s-a iluminat, a început să danseze dansul ăla sacru, ascultând muzica divină. Și Ananda a început să plângă. Era la picioarele lui Buddha, i-a spus: maestre, ce faci? Stau de 40 de ani lângă tine, pune, te rog, mâna și pe capul meu să mă... Și Buddha i-a spus: da, da, tu m-ai condiționat. E foarte interesant ce a spus Buddha, fiindcă Ananda, nu știu dacă știți, a fost verișor cu Buddha. Da. Și l-a condiționat pe Buddha, i-a spus: sunt verișorul tău și vreau să fiu iluminat, dar îți spun eu când. Cu un mare maestru nu lucrezi așa. Cu un mare maestru este... trebuie să faci ce spune mare maestru. Să renunți, da? La ego de la început, ca sigur, să ne amintim, lucrurile să meargă, sigur, în direcția. Gurdjieff, Gurdjieff, marele maestru Gurdjieff făcea acele experimente când le spunea la toți studenții: stop! În orice făceai deodată îți spunea, și când, să zic că lucrai la pământ acolo, te opreai acolo cu sapa în mână, nu mișcai. Că așa spunea marele maestru, te ținea jumătate de oră acolo, dar ceva ți se întâmpla în poziția aia, marele maestru știa că ți se mută energia și îți curăță ficatul, rinichiul. Deci nu-ți spunea stop ca să te facă nefericit să suferi. Îți spunea stop că vrea să reușești tu ceva. Deci, revenind la întrebarea ta, există posibilitatea, deci, să stai în inimă și este foarte ușor, și există posibilitatea să folosești creierul practic. Nimeni nu spune ego-ul este bun, că dacă nu ar fi bun, copilul ar pune degetul în priză și s-ar electrocuta. Sigur că da. Deci ego-ul are rolul lui. Dar trebuie să știi când să folosești creierul. Trebuie să știi și când, cum să-l folosești. Și cum să-l folosești, exact. Și dacă reușești din inimă să vezi, știi cum, ca și cum ai fi într-un submarin, gândește că spiritul este aici în loc să fie în centrul creierului, și vezi ca dintr-un submarin din inimă și simți din inimă, atunci lucrurile e cea mai bună terapie care poți să o ai. Eu totdeauna le spun la studenții mei: cel mai bun vindecător ești tu însuți. Amintește ce spun acum, fiindcă se duc la mii de doctori, la vindecători, terapeuți, da, și așa mai departe, da. Ceea ce nu e rău. Dar tu poți să te vindeci singur și e foarte ușor. Eu am 35 de ani de când nu mai știu ce este boala. Sunt sănătos, tun, fac flotări în degete, alerg în fiecare zi. Da, se și vede treaba asta. Mă simt... Pot să certific că sunt lângă tine și simt... În not ore întregi și sunt vegetarian. Nu vreau să vă spun de câți ani sunt vegetarian, că și nu mănânc nici brânză, nici lapte, deci sunt vegan, deci mănânc numai fructe și sunt... Deci se poate, da? Poți să faci ceea ce vrei, dacă tu vrei cu adevărat, știi? Da. Cred că ai pus punctul pe ei foarte bine cu sănătatea mentală. Luăm iarăși o scurtă pauză și revenim cu partea de spiritualitate, cu un subiect, zic eu, foarte, foarte interesant. Școala spirituală se realizează alături de domnul Daniel Mitel, profesor de meditație. Daniel, am o întrebare foarte importantă pentru tine. Special nu am spus maestru de meditație de data asta, fiindcă ești un om extraordinar de modest și, după cum ai și spus-o, nu te consider un maestru, dar... Chiar nu. Te-aș ruga să spui totuși cum vezi rolul maestrului în spiritualitate, adică dintr-o perspectivă neutră. Îmi place tare mult parabola aia zen cu acel leu bătrân. Era un leu bătrân care s-a plimbat prin junglă pe acolo și a văzut niște oi și a văzut un leu care se comporta ca o oaie, tânăr, puternic.
leu ăsta care se comporta ca o oaie, spune legenda că leoaica l-a lăsat printre oi, că urmăreau vânătorii, și a crescut leul ăla tânăr ca o oaie. A devenit oaie. Cu obiceiuri de oaie. Cu obiceiuri de oaie. Sigur. Ce înseamnă să fii condiționat în condiționat, viață. Condiționat, exact. Așa. Leul bătrân, când a văzut, s-a tulburat. A spus, cum se poate? Leul ăsta tânăr, dacă îmi dă o labă, mă omoară. Cum, da. Cum de se comportă ca o oaie? A început să alerge după și alerga și leul tânăr după oi și făcea behehehe. Mm-hmm. Și leul bătrân l-a pus mâna pe el, ăsta s-a speriat, a zis, nu mă mânca, și a spus, mă, vin încoace. L-a dus la lac și a zis, ia uite în lac. Uite de cine ești cu adevărat. S-a uitat leul tânăr și s-a văzut. Și atunci, pentru prima dată în loc, cum era oaie și behăia, a scos un răget. Wow! S-a văzut pe el. Uh-huh. Eu cred că rolul maestrului este leul ăsta bătrân. Îți arată îți pune o oglindă în față. Ca să te vezi tu că tu ești un leu. Tu poți. Tu poți mult mai mult. Eu așa văd. Parabola asta, Zen, îmi place foarte mult. Am spus-o la câteva seminarii și îmi place să o repet, că ăsta este rolul meu. Nu poți să-ți intru în bucătăria ta să-ți fac curat. Asta tu trebuie să faci. Corect. Eu îți dau un set de tehnici. Te învăț, te ajut. Dar nu poți să vin să-ți fac, să și iau aspiratorul să-i și să... În față, și îți pun o oglindă în față și îți arăt, vezi cine ești cu adevărat? Ăsta ești tu cu adevărat. Asta, din partea mea, eu cred că ăsta este rolul maestrului. Meditația este o ustensilă, da? Sigur, este doar o unealtă. E o unealtă pe care tu o folosești. Dar a tu te identifica cu o meditație este o mare greșeală, da? Tu folosești. Absolut. Folosești acea unealtă ca să te ajute să ajungi undeva. Și eu zic că, părerea mea, că ăsta este rolul marelui maestru, da? Da. O tehnică pentru a ne duce în inimă? O tehnică chiar foarte ușoară, chiar o folosesc și toată lumea poate să o facă. Că tot am vorbit de ustensile. Sigur, da. Bine, ținem ochii deschiși, dar ochii se închid și îți imaginezi corpul tău este o casă. Și creierul este o cameră în vârful, acolo, casa aia Penthouse-ul, mare. Penthouse-ul, da? Cum se spune așa? În America, da. Și chiar acolo, în centru camerei creierului, există o ca o spirală, o scară, care se duce până în centrul pieptului, da? Ok. Spiritul totdeauna, mari maeștri știu, spiritul este centrat de la al treilea ochi într-o linie dreaptă și de aici, de la deasupra urechilor, în altă linie dreaptă, chiar în centru acolo, uh-huh. Acolo stă spiritul. Acolo este chakra pineală, da? Și imaginează spiritul ți se duce ușor, coboară pe aceste scări. Când ai ajunge în inimă, te întorci un pic spre stânga unde este inima. Deci când ajungi în centrul pieptului, da, te întorci un pic, este o ușă acolo, hai să găsești ușa. Deschide ușa și intră în inimă. Se schimbă complet. Foarte important, închide ușa după tine. Spiritul are o tendință să ducă înapoi în creier. Sigur, obișnuința. Obișnuința de mii de ani. Și pentru cel puțin un minut, uită-te în jurul tău. Inima este, noi credem că asta este realitatea. Asta este un vis, credeți-mă. Marii maeștri tibetani au avut dreptate. Suntem într-un vis. Când ne trezim dimineață, continuăm visul acoperind cu activități de zi cu zi. Dar ești în continuare în vis. Aici, în inimă, de fapt, acolo este realitatea. Acolo poți să-ți vezi trecutul, prezentul și viitorul. Ai documentele akashice. De acolo poți să creezi orice. Este o tehnică foarte ușoară și chiar vă sfătuiesc pe toți care oricând, oriunde, când simțiți că sunteți în creier, o secundă ți-a, te duci în jos, ai ajuns în energia inimii, o să vezi cum deodată energia ți se duce de la inimă în tot corpul și ești calm, relaxat și ești în inimă. Este tehnica de imagerie a inimii, de bază. Deci maeștrii tibetani, înainte de a face un exercițiu, mă duceau în inimă. Vedeau cum spiritul îmi coboară, deschideam ușa și intram în inimă. Vedeam deodată lumină și mă simțeam bine. Era o energie dulce. Parcă aveam miere de albine în gură, înțelegi? Era dulce. Foarte mă simțeam frumos. Bine. Mă simțeam fericit. Din corp, din inimă se ducea așa o energie. Foarte, și e foarte ușor de făcut. Da. Extraordinar de simplă și eficientă. Da. Ca toate tehnicile bune, este simplă. Exact. Ce s-ar întâmpla dacă aș continua călătoria asta în jos și aș merge către pământ? Aș putea să mă conectez cu mama pământ? Exact, este foarte posibil. Spiritul se poate duce jos în corp și știi cum este? Drumvalul mi-a plăcut cum a spus. Când ești în corp jos, te uiți în sus unde este, e ca și cum ai fi la baza muntelui
și vârf, unde e creierul, este vârful muntelui, da? Ok. Ești pe pajiște acolo, sigur că da. Poți să te duci în jos și, de fapt, așa se călătorește, să spunem. Călătorești spiritul în alte planuri, paralele și da, dimensiuni paralele, da? Și este o metodă pe care noi nu o mai folosim, dar mii de ani în urmă noi foloseam această metodă să mergem în corp cum mergem acum pe stradă. Aveai și se folosea metoda de imagerie. În sensul că spun, ai probleme cu ficatul. Deci coborai în corp unde este ficatul, luai frumos, știi ăsta care cureți podeaua, și îți puneai acolo căldare cu apă, îți imaginai o căldare cu apă, puneai acolo, curățai ficatul. Ei zic totdeauna să arunci spre stânga. Și curățai ficatul și iar mai puneai și iar mai curățai ficatul. Deci noi ne mișcam în corp să ne curățăm propriul corp cum mergem pe stradă acum. Am uitat această tehnică. Dar în imageria inimii se folosește foarte des. M-ai pus pe gânduri. Știi că am văzut, acum îmi dau seama, mi-a spus de fapt un țăran bătrân cu ani în urmă. Ceva de genul acesta. Sigur, da. Este o tehnică străveche care nu vine de la acești maeștri tibetani, vine de din protoistorie, probabil, da. S-a scris în tăbițele sumeriene, care 10.000 de ani egiptenii știu, deci peste tot se știe. Dar se folosește de obicei de la maestru la discipol, se parchează informația și se duce în continuare. Da. Hai să discutăm puțin și cum ne împământăm, fiindcă este un capitol foarte, foarte important. Foarte important, exact. Am avut șansa câțiva ani în urmă să mă întâlnesc cu Clint Ober, un inginer din Statele Unite care și foarte bogat, de fapt, el a pus bazele televiziunii undeva în anii 70 și a făcut cancer la ficat și a reușit să se vindece și a vândut toate afacerea și s-a umbla așa în Sedona și a văzut indienii ăștia Navajo care merg desculți. Și stătea pe bancă lângă un indian și l-a întrebat, a glumit, știi, e sănătos să mergi desculți? Și a spus indianul, chiar foarte sănătos și am și 120 de ani. Opa. Și clientul a spus, ok, și a avut un voltmetru din ăsta care îți măsoară, da, da. Și a măsurat la indian, era de vreo 1000 de ori mai multă energie care avea el. Și a realizat când mergi desculți, a realizat că de fapt pantofii sunt cea mai neplăcută invenție care o avem. Și a realizat că când te deconectezi de la mama pământ, de fapt devii bolnav. A măsurat, a chemat un Frank Sinatra, cântărețul, e un doctor de inimă, unul dintre cei mai mari din lume și încă un prieten de-a lui și au început să facă măsurători. Și au descoperit că odată ce stai cel puțin jumătate de oră conectat cu mama pământ, desculți sau atingi un copac sau ceva, îți intră prin corp, ca în filmul ăla Matrix, îți trece prin corp energia și te vindecă. Și au ajuns acum, au până și poți să cumperi de pe website-ul lor, acolo îți cumperi cearșaf care are fire de metal și conectezi la priză și la polul de împământare, bineînțeles. Sigur că da. E foarte important, fiindcă în Canada, de exemplu, am prieteni, se trezesc dimineață. Ei nici nu știu că există mama pământ. Se duc din casă, se duce direct în garaj, așa e făcută casa. Nu iese afară, da? Da. Se urcă în mașină, pornește mașina, iese afară din garaj, se duce la serviciu unde parchează în subteran, la un turn din ăla unde sunt birouri, se duce 8 ore la muncă, iese, ia mașina, se duce la mall unde parchează iar în subteran, face cumpărături, se duce acasă, parchează mașina înăuntru, deschide punga de chips, își pune berea și se uită la televizor. Acum, îți dai seama, dacă trăiești așa toată viața, nici măcar nu... E o mare problemă, fiindcă noi nu realizăm, dar noi suntem continuarea mamei pământ. Noi trebuie să ne ducem la... Noi avem părinți divini și părinți biologici. Avem mamă și tată biologici, dar avem părinți divini, mama pământ și tatăl univers. Dacă nu realizăm asta, avem o mare problemă. Deci trebuie să ne conectăm la mama pământ tot timpul. De aceea vă spun, credeți-mă, stați desculți cât se poate pe iarba verde, în parc acolo, dați-vă pantofii jos, la nisip, la mare, unde mergeți, unde vă place, stați și vă conectați cu mama pământ. Efectul este, am văzut oameni care au avut scleroză și boli deosebit de grave, care s-au vindecat numai că au stat
pe mama pământ. Da. Deci o recomand. Categoric. Bine, asta nu înseamnă să nu consultăm medicul mai întâi, adică... Absolut. Întotdeauna, fiindcă este parte din sistemul de vindecare și atunci te duci și la... Sistemul de vindecare are mai multe părți, mai multe ele părți, se folosesc cu anumite priorități și așa, sigur, mai departe. Dacă ai putea să-mi dai un exemplu de imagerie din aceasta care să ajute puțin conectarea cu pământul, adică să recomandăm telespectatorilor nu doar să facă așezarea pe pământ cu tălpile goale. Da, este un exercițiu foarte bun. L-am pus și ca meditație în acolo, toată lumea poate să-l descarce de pe internet. Conectarea cu mama pământ. Pe site-ul tău personal. Pe site-ul meu personal, sigur, da, că da. Da. Conectarea cu mama pământ tibetană. Pur și simplu îți închizi ochii, te duci în inimă și când ajungi în inimă, îi ceri mamei pământ să apară în fața ta. Multă lume vede o femeie, o persoană poate să vadă. Eu am văzut un vultur. Mama pământ a venit ca un vultur în fața Probabil mea. Probabil că depinde de cum receptează fiecare cum, exact, imaginea cum energia. Da. Și o întreb pe mama pământ ce trebuie să faci ca să te conectezi. În general este o respirație. Mie mi s-a spus să trimit din inimă un tub de lumină care se duce până în centrul pământului. Deci ai să ai o indicație, o indicație foarte clară. Cineva nu a văzut pe nimeni în acelul mamă pământ, a auzit o voce. Cineva a văzut scris ceva, ca și cum ai vedea pe ecranul unui calculator. În orice formă mama pământ vine la tine, e bine, nu-ți fă probleme. E o tehnică foarte simplă și deci singura condiție este să fii în inimă. Deci dacă ești în inimă, funcționează 100%. Imediat ai să simți prin tine ca un val de energie care când inspiri de jos, ai să simți cum te cum se duce în corp și pur și simplu te conectezi cu energia mamei pământ. Și este foarte practic, în special iarna, când îți minus 30 de grade și zăpadă, nu prea poți să stai desculț. Într-adevăr, poți să te duci la un copac și să ții un pic mâna să te conectezi, dar tehnică foarte practică. Da, foarte interesant și asta mă duce cu gândul la așa numiții tree huggers, cei care îmbrățișează copaci. Mi-aduc aminte, eram într-un parc cu ani în urmă, destul de mulți, și am zis, hai să fac meditație, să mă concentrez asupra unui brăduț care era foarte uscat, săracu, era amărât. Și am încercat, chiar mă gândeam la o tehnică să-i dau energie, să-l ajut. Să-l ajut. Da, și am intrat în starea respectivă, exact ceea ce se face în sfârșit, și am constatat un lucru foarte interesant, că brăduțul îmi dădea energie. Sigur că da. Apropo de conectarea cu... Este legea Universului. Cu mama pământ. Cât dai mai multă iubire, mama pământ prin copac sau prin orice, da, îți trimite înapoi. Ea ne iubește dincolo de înțelegerea noastră. Ne-a dat tot ceea ce avem, inclusiv aceste corpuri. Categoric. Deci, cum să nu ne iubească? Și ne ține. Uite ce se întâmplă pe glob acum. Uite câte probleme sunt. Uite ce facem la mama pământ. Uite ce, din păcate, ce distrugem și ce facem. Și ne ține. Ar putea să se scuture un pic și s-ar putea să se schimbe. Să nu mai fie chiar așa. Dar ne iubește dincolo de înțelegerea noastră. Deci, și fac o paralelă la Anastasia, cărțile lui Vladimir Megre despre marele maestru siberian Anastasia, care spune că stai cât mai mult, cultivă-ți bucățica ta de teren, pune-ți acolo ceva, o roșie, ceva și mănâncă, vorbește cu fructul ăla. Spune-și foarte bine, eu am făcut tehnica, înainte să pui semința acolo, pune-o sub limbă 9 minute, semința ți-a din salivă informația de la ADN, uh-huh, și când pui acolo roșia care ți iese, este pentru tine numai, îți vindecă foarte corpul interesant. Tău. Am făcut tehnica asta și am stat toată luna, spune să speli picioarele cu apă fără săpun și să pui apa, în continuu pui apă de la tine, de la corpul tău, cu informație ta, la plantă. Te duci și atingi și spui te iubesc. Eu am avut o problemă un pic la spate, mă deranja că am făcut arte marțiale și am forțat un mușchi, probabil, așa, da, da. Și m-a ținut luni întregi. Am mâncat roșia aia care am cultivat-o eu în Canada, da?
În două zile mi-a trecut spatele. N-ai să crezi. Mi-a venit informația care vine... Deci mama pământ știe ce să-ți dea. Anastasia spune că noi nici nu știm să mâncăm. Noi mâncăm la masă. Te uiți la ceas. Nu e adevărat. Corpul tău știe exact când trebuie să mănânci. Da. Ar trebui să pui pe masă mai multe fructe și ce vrei, brânză, ce vrei să mănânci, ouă, și știi exact unde să te duci, ce să mănânci. Corect, avem acest... Așa, sigur că avem acest arbitru care ne dă... Da, foarte frumos ce spui. Mă duce cu gândul la următoarea analogie. În organismul uman există creier și inimă, iar sigur, în raport cu planeta Pământ suntem noi și planeta. Sigur. Da, luăm o scurtă pauză din nou. Cartea lui Ștefan se realizează alături de domnul Daniel Mitel, maestru de meditație. Daniel, vom vorbi acum despre noua ta carte, care este chiar în această perioadă în curs de apariție în limba română. Te-aș ruga să spui titlul care va fi scris pe coperta cărții în limba română. Imageria inimii, o cale spre iluminare. Foarte frumos titlu și ea este de fapt o traducere. O traducere și este a ediției în limba engleză, apărută în plan internațional. Sigur. O carte cu un extraordinar de mare succes, da? E o continuare a primei tale cărți, da? Aș putea spune volumul 2, aș putea spune, și continuă cu meditații foarte, foarte importante și chiar în cadrul cărții există o tehnică care a apărut în 1939 o singură dată într-o broșură mică. Un colonel britanic a fost în Tibet și vorbește despre cele 5 exerciții tibetane. Ei, în carte eu am pus și poze și învăț exact complet, deci și respirație completă. Sunt fericit că continuăm dialogul, să spunem, chiar prin intermediul cărții cu cei care sunt interesați să continue să mediteze și să lucreze corpul mental și emoțional și fizic. Ok. Sunt ușor de făcut cele 5 exerciții tibetane sau nu prea? Foarte ușor de făcut. Îți trebuie numai un covor din asta de yoga. Așa. Și să ai un spațiu unde să fii un pic în liniște. Și trebuie să înveți respirația inversă. Respirația inversă este foarte ușoară. Noi normal respirăm, când respirăm ni se abdomenul se duce în față și când inspirăm, abdomenul se duce în față, când expirăm, se duce în buricul, se duce înspre coloană, da? Respirația inversă este exact opusul la respirația normală. Când respiri, aduci ușor abdomenul și buricul aduci înspre coloană și un pic contractezi perineumul jos acolo. Da, da. Și când expiri, complet te relaxezi. Este de fapt acele 9 luni când stăm în burtă la mămica, folosim respirația inversă. Este acel cordon, da, și când aduci substanțele care și mâncarea prin acel cordon, ți se duce înapoi, da? Corect. Deci 9 luni folosim respirație inversă. Copilul nu respiră, are tubul pranic de fapt. Sigur. Dar prin această mișcările metodă abdominale sunt aduce înăuntru în acest fel, da? Da. Ceea ce are nevoie. Este foarte, foarte folosit în arte marțiale, când faci acolo tai chi-ul și faci mișcarea, când aduci înapoi, te îndrepți în interior, respiri invers și când împingi, corpul ți se relaxează. Deci este o metodă foarte bună, în special pentru cei care au probleme cu chakrele de jos, și cam toți avem probleme cu chakrele de jos. Da, corect. Conectarea cu mamă pământ și chakra sexuală și chakra a treia de lumină. Deci e chiar foarte bine să
practici respirația inversă, fiindcă te ajută și la digestie, deci o groază întreagă de factori care este bine să știm, să o practicăm. Da. Ai scris această carte și ești un om care iradiază bucurie, fericire. Asta se simte în preajma ta. Aș vrea să-mi vorbești puțin despre bucuriile simple ale vieții. Cum putem să învățăm să ne bucurăm? Cum putem să reînvățăm să ne bucurăm? Fiindcă e o stare de grație până la urmă pe care o putem atinge în timpul acestei vieți. Mie mi-a plăcut mult ce am citit mai de mult. Osho a scris ceva foarte interesant. A scris că dacă nu poți să fii un sfânt în această viață, să nu crezi că după ce treci în dimensiunea la alta ai să fii un sfânt. Și este un lucru foarte important, fiindcă dacă nu te bucuri de o floare acum, te uiți la floarea aia și nu ești fericit, cum crezi că ai să te duci în dimensiunea la alta și ai să fii fericit? Dacă nu vezi firul ăla de iarbă cum crește și dacă nu te uiți la copilul ăla care aleargă și e fericit acolo în parc și zâmbești și ești fericit, nu ai să reușești. Dacă stai supărat și te uiți și zici, uite, ăla mănâncă aia și ăla face aia și ăla analizezi și ești în starea aia de nemulțumire continuă, cum crezi că poți să te duci unde vrei, poți să faci ce meditație vrei, poți să faci ce sistem vrei, rugăciune, la biserică, la unde îți place ție să te duci. Dacă nu ești fericit și nu trăiești momentul respectiv, nu funcționează, nu merge. Mie îmi place foarte mult, iubesc de exemplu ciocolata neagră, da? Care nu are zahăr, este acum găsești cu 85% cacao. Și îmi pun acolo pe cerul gurii și îmi place să stau. Să savurez, să simt energia din ciocolata neagră, cum mi se duce în creier și în corp, așa, parcă e o energie. Și îmi pun o bucățică mică și îmi place. Deci nu, dacă nu mi-ar place, nu, dar chiar savurez momentul. Și ăștia îmi spun, maestre, dar e bine să mănânce? Chiar e bine. Mai așa au inventat ciocolata. Apropo, am fost în 2012, făceau acolo, puneau cacao bulgar și puneau trestie de zahăr și învârteau acolo și luau ciocolata aia și ei au inventat ciocolata și au bulgări de ciocolată în buzunar, mănâncă în continuu. Corect. Și nu e nicio problemă, știi? Totul e aici, știi? Deci trebuie să fim acum aici, să înțelegem că meditația este foarte bună și trebuie să practicată, dar atenție! Meditația nu este o experiență, meditația este un rezultat, te aduce la la un rezultat. Deci lumea crede că meditația este o experiență. Experiența este acea stare de detașare, care nici măcar nu este meditație, ești tu văzându-te pe tine însuți. Ei, în momentul în care ajungi la acea fază, orice este meditație. Iubirea este meditație, da? Dacă iubești cu adevărat, nu ai nevoie să meditezi. În momentul în care te gândești că iubești pe altă persoană, de fapt creierul ți intră în funcțiune. Tu trebuie să iubești, nu trebuie să te gândești că iubești. Corect. Deci, lucrurile simple astea sunt. Mergi pe stradă, mai oprește-te din când în când, stai pe o bancă și relaxează-te. Și uite în jurul tău, învață să te oprești din ceea ce faci, nu fii un robot. Că suntem roboți, ăsta este adevărul. Muncim ca roboți, ne trezim dimineață, mergem la servici, ajungem acasă, mâncăm, ne uităm la televizor, facem sex, ne culcăm și așa ne trezim. Și uite așa, ăsta este cercul în care, asta este chiar ăsta este motivul pentru care noi suntem aici. Nu se poate. Chiar să fie ajuns pe această planetă să trăim numai ca să ne cumpărăm mașini și case și să facem tot ceea ce facem. Eu zic că există ceva un pic mai mult decât această simplă rutină. Și acel ceva, în primul rând, vine din momentul respectiv. Deci fii acum aici, savurează momentul, fii fericit și automat universul, multă lume, studenți de-ai mei, se plâng, păi nu am aia. Păi universul îți dă. Există abundență în jurul tău, dar tu trebuie să te deschizi, da? Și te deschizi în momentul ăla, trăiești acum aici, îți deschizi inima și atunci totul vine spre tine. Ai să ai și bani și mașină și tot ce vrei. Numai să fii fericit, să trăiești acum aici. Universul te vede fericit, îți dă mai mult.
Corect. Dacă ești supărat închis acolo și te plângi, po, n-am aia, universul zice, mă, asta este, cum zic americanii, grumpy. Uh-huh. Da? Deci este supărat. Lasă că-i dau o lecție și când o să învețe să fie mulțumit și fericit, am să-i dau. Și avem lecții destul de multe în viață care... Când o să învețe că fericirea nu depinde de lucruri, de posesiuni... Sigur că da. Și că este de fapt în inima noastră și în momentul prezent. Până și băutul apei. Bem apă ca un robot. Totdeauna când bei apă, apa este importantă. M-am întâlnit în anii 90 cu doctorul Emoto, Masaru Emoto, în Japonia și a descoperit. Dacă îi spui la apă, te iubesc de 3 ori, schimb structura apei. Absolut. El a demonstrat, a pus muzică heavy metal și vedeai cristalul de la apă maro și negru și a pus muzică pastorală a Beethoven, da? Și s-a văzut diferența în imensă structura cristalului de gheață. A scris pe un pahar te iubesc și pe un pahar te urăsc. Deci când bei apă, spui, savurează momentul ăla, nu bea ca un robot. Ia apa aia și când o înghiți, se duce în tine și spui te iubesc, fiindcă noi suntem 80% apă. Corect. În chipul este, dacă trimiți o informație bună, curată, informația aia vine te iubesc în tine, tot în tine devine te iubesc, înțelegi? Ești fericit. Absolut. Da. Și devii cu corpul fizic, cu tot, numai... Și iubire numai necondiționată. Iubire, sigur. Necondiționată, da. Luăm ultima pauză a emisiunii și ne pregătim pentru recomandările săptămânii. Recomandările săptămânii alături de domnul Daniel Mitel, maestru de meditație. Daniel, voi citi eu recomandările pe care vreau să le fac pentru telespectatori. Este vorba în primul rând de cele două site-uri ale tale, danielmitel.com și heartimagery.org. Traduse amândouă, sunt în limba română, sunt traduse. Sunt traduse în limba română, de fapt sunt în mai multe limbi, având în vedere că tu cutreieri lumea de la un capăt la celălalt și ții seminarii. Studenții mi le-au tradus, să știți, nu mi-au niciun merit. A, foarte frumos. Asta norvegieni este un gest foarte frumos din partea ta. Toți și în limba norvegiană? Este și în limba norvegiană. Excelent. Ei mi-au tradus. Deci, turcii și grecii și ei mi le-au tradus. Chiar nu am făcut niciun efort. Nu m-a costat nimic, să spunem așa. Iată că pot să spun cu mândrie că mândria e bună într-un anumit sens, că există și români care sunt atât de cunoscuți și cu un renume atât de bun și mă bucur foarte mult că ai fost la noi în studio și sper că o să mai fii. Vreau să continui să recomand seminariile pe care le ții. Vii și în România cam de două ori pe an? De două ori. Două, trei ori pe an încerc să... De două, trei ori pe an încerc să fii în România. Și vin cu inima deschisă. Sunt fericit. Bună. Ajung acasă. Da, vii cu inima bună pe care o ai și ții seminarii de imageria a inimii, Kriya Yoga sau respirație spinală și trezirea inimii iluminate. Cine are noroc poate să te prindă și la cursurile de Tai Chi și Qigong. Da, le fac mai mult pe Marea Mediterană, acolo la insulele Cipru și în Grecia, insulele de... Am grupe acolo unde facem, e ca un retreat, te duci și stai și... Foarte frumos. Deci cineva poate să aleagă o variantă de concediu există posibilitatea în țările mediteraneene să urmeze și seminariile tale. Sigur. Daniel, vreau să-ți mulțumesc din tot sufletul, în primul rând în numele echipei care mi-a tot spus în cască pe parcursul emisiunii că a fost o emisiune cu adevărat deosebită. Și nu în ultimul rând, ci în numele meu, și să te rog să spui o frază de încheiere pentru telespectatori după această splendidă emisiune pe care am realizat-o împreună astăzi. Și eu vă mulțumesc mult, sunt fericit, sunt onorat să fiu a doua oară aici și recomand, aș putea spune, aș vrea în România să avem echipe
cum este echipa domnului Ștefan Pușcă, care aduce, încearcă să ajute țara noastră cu diferite sfaturi, cu diferite emisiuni, și e bine că în această, să spunem, în aceste obiceiuri care le avem și suntem atât de toată ziua, ne facem griji, există poate posibilitatea câteodată să ai acolo jumătate de oră, o oră, să vezi o emisiune și să te mai relaxezi, să te mai detașezi un pic din aceste zi de zi, să spunem, griji. Și din nou v-aș da un sfat, bucuria de a trăi, fiți fericiți, trăiți fericiți. Amintiți-vă din când în când să mergeți în inimă, sau poate tot timpul să mergeți în inimă. Ori când simți, creierul are o vibrație, când simțiți că sunteți acolo supărat, e clar că sunteți în creier. Coborâți în jos pe scări, deschideți ușa, intrați în inimă și stați acolo relaxat. Este cel mai bun loc. Deci stați în inimă, faceți lucruri bune, ajutați pe oamenii din jur și atunci o să vedeți că universul, cu cât dai mai mult, primești de 10 ori mai mult. Și viața, vă spun că va fi foarte, foarte frumoasă. O să vedeți că se schimbă complet calitatea. O să zâmbiți tot timpul, o să fiți fericiți tot timpul. Daniel Mitel, îți mulțumesc încă o dată în numele echipei și al meu și pentru aprecierile pozitive la și adresa noastră. Te așteptăm cu drag să revii în studioul nostru când, în toamnă, când vei fi din nou în România, și îți doresc să ajut să se schimbe în bine cât mai multe suflete. Mulțumesc! Dragi prieteni ai dialogurilor între minte și inimă, iată s-a sfârșit o nouă ediție de colecția emisiunii noastre alături de domnul Daniel Mitel. Vă doresc o săptămână bună, plină de lumină, și să ne revedem sănătoși și voioși sâmbăta viitoare la ora 19, numai și numai la televiziunea 6TV. What do you call wake up? What is for you to wake up? What is awakening? Let's define it right now. Awakening means you see, sense and feel the reality. A lot of people think... The real reality. The real reality, let's put it like that. The real reality is not just this, you know? We see just this, but it's not just this. Around you there is an energy, which in theoretically you should see it. Practically you don't see it because your pineal gland is blocked, and pituitary gland, right? So awakening means you see, sense, and feel the whole universe around you. You are not just like a robot. You know, it's funny, in Canada, when I stayed there a lot of years, right, in Canada, I was there and some of my friends, they just go to work. You know how they have the car in their garage? From the house, they go in the garage, they take the car, highway, they go to work, they park the car under a big building with 20 levels, they go, they take the elevator, they work 8 hours, they go back in the car, they go to the supermarket, they park there, they don't even know there is a tree, right? Métro, boulot, dodo in French, that's the expression. Exactement, exactly. So, and it's not just Canada, all over the world is happening this. People forget that there are trees. Yesterday, I told you, in the Parc Monceau, I saw this tree. I had tears in my eyes. I touch it, I kiss it, you know. I really felt I am a tree, you know. That means you wake up. You feel you are the same with Mother Earth. You listen to Mother Earth. You speak with Mother Earth. You speak with people around you, and you enjoy exactly what is in this book. Now, don't think at past, you know. People think the time is past, present, and future. It's not true. The time is just past and future. The present, now is life, you understand me? It's a completely wrong definition of time. Time is just now, it's past and the future. The present, now is life. So you have to be now, you know? This is to be awake. Enjoy. You want to eat an ice cream? Eat an ice cream. You want to drink a beer? Drink a beer. But enjoy it. Feel it. Don't be a robot. That means to be awake, you know? So don't...